Adrian Mazilu, puștel minune cumpărat de Brighton de la Farul Constanța, a fost trimis de formația din Premier League împrumut la Viteze Arnhem, ultimul loc din Olanda. Iar în acest episod îi vom simula cariera în FC24, în FIFA 24 lui Adi Mazilu și primul lucru pe care îl facem ca întotdeauna este să-i dăm un development plan și eu mi-aș dori foarte mult să-i cresc shooting-ul. Un pic la viteză acolo nu strică, dar shooting-ul este foarte important. Este un fel de mini Messi, a zice, e pe poziția de right winger, exact cum juca și Messi, și intră titular în această echipă destul de slabă, acela de la Viteze Arnhem, de altfel o echipă cu mare istorie în fotbalul olandez și este momentul să simulăm primului sezon aici în Olanda. L-am transferat definitiv la Viteze pentru că nu voiam să mă complic să-l dau împrumut de la Brighton și așa mai departe, așa că această cariera lui Mazilu începe de aici de la Viteze și să vedem unde va ajunge, poate chiar vom câștiga balonul de aur. Dar de fiecare dată înainte să continuăm cu episodul, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să facem și noi acolo 400 de like-uri, până la urmă vorbim de Adi Mazilu, dacă nici el nu merită 400 de like-uri, atunci cine? Așa băieți, antrenor de simulat, primul nostru sezon din cariera lui Adrian Mazilu. Și Viteze a terminat pe locul 6 în Eredivisie, ținând cont de faptul că în viața reală sunt pe ultimul loc. Este o performanță foarte bună, vedem cu Feyenoord dacă știga campionatul. Viteze a fost chiar foarte aproape de locul 4, în fine, în Cupa Olandei. Am pierdut în sferturi cu PSV și în rest nu am mai fost în nicio altă competiție. Mazilu, cât ai crescut, tată? Vedem aproape golghetul echipei. De fapt, da, aproape. Pentru că ăsta e loan, în fine, nu contează. 10 goluri, 3 asisturi plus 6 overall, 72 deja pentru Mazilu, care a fost electric în acest sezon și ne așteaptă multe alte sezoane în care să rupă fotbalul în două. Dar până atunci am simulat al doilea sezon al lui Mazilu la Viteze Arnhem, suntem în 2025 și ne-am descurcat mai prost ca anul trecut. Sunt curios dacă în continuare îl avem pe Mazilu la Viteze Arnhem și de ce ne-am descurcat atât de prost. În fine, hai că ne uităm totuși și în Cupa Olandei. N-am câștigat-o, era o surpriză mare, pierdem din nou în sferturi. Am fost oare în Conference League? Nu, dar a fost AC Alkmaar care a ajuns în finală, în fine. Haideți să vedem, Mazilu, la cât ai ajuns, pentru că vreau să plecăm de aici. Ok, goal getter, 14 goluri în asist, 7-7 overall. Hai să plecăm și noi de la Viteze ăștia. Iar prima ofertă pe care o primim pentru Adrian Mazilu este de 43 de milioane de la Olympique Marseille. Băi frate, s-au mișcat prea repede lucrurile. Cum naiba deja oferă 43 de milioane Marseille? Iar OM are niște jucători. Hai să vedem în atac dacă e cineva care să joace în locul lui Mazilu. Ei bine, nu pare. Nu pare să fie nimeni. E și Bayon Gittens aici. Ok, ok, interesant. Harit, ok, Ismail Assar, ăsta are 79, cred că ia față. Băi, nu mergem la Marseille. Mamă, l-aveau pe Baran. Nu mergem la Marseille pentru că l-au pe Ismail Assar ăsta, care sigură să ia față lui Mazilu, pentru că are cu puțin mai mult peste românul nostru și sigură să stea pe bancă. Așa că nu facem mutarea la Marseille. Radu Banciu, poți să plângi, nici nu mai știu dacă lui plăcea Marseille sau nu. În fine, reject total. Și Mazilu e un fel de drăgușin, cum a fost în perioada de transferuri de acum din iarnă. Și vedem oferte de la Augsburg din Germania și de la Wolverhampton Wanderers, o echipă rivală cu Brighton, aș putea spune, și o echipă la care nu cred că a mai fost niciodată, și astfel Mazilu ar păstra culorile negru și portocaliu. Îl au pe Teo Corbeanu în continuare, românul canadian. E Cichinio ăsta care nu ia față lui Mazilu și nu pare, mamă, nu pot să cred. E fix din nou un right mid cu 79 overall care ia fața la limită lui Mazilu. N-am ce să fac, are 78 în acest moment Mazilu. Dar știu sigur că nu o să joace pentru că așa funcționează jocul ăsta și aceeași chestie la Augsburg. Băi, deci nu se poate. Toate trei echipele care au oferit pentru Mazilu au un jucător cu overall-ul mai mare. Doar cu unul, dar e mai mare. Nu pot să accept nicio ofertă de până acum. Următoarele două oferte sunt și ele foarte interesante, de la Roma și de la Newcastle, oferte mai bune decât ce am primit până acum, sincer. Iar pentru început, Newcastle l-are pe Barnes, Gordon, ok, e ăsta 72, 69, 76, mai e și zie, ce ai mă frate, bă, dar voi nu vă dați seama că luați degeaba? Nu are cum să fie titular, că e zie ce ăsta de 80 overall, doamne cât pot să mă oftic. Ok, seria, hai Roma, spuneți-mi că aveți pe cineva mai slab decât Mazilu, vă rog. Bun, El Sharawi nu mă interesează.
Iar în acest moment Roma este singura echipă care l-ar juca pe Adrian Mazilu titular, așa că Adrian Mazilu semnează cu AS Roma. Păcat că nu mai e Jose Mourinho, că voiam să zic ceva de el, dar asta este până la urmă o echipă cu tradiție mare, o echipă la care au jucat doi români, din câte știu eu, Bogdan Lobon și Kivu, așa că li se alătură al treilea Adrian Mazilu. Așadar vine grozavul, Leo grozavul, eu Leone, în fine. Ajungem la Roma și haide să vedem dacă am făcut o alegere bună să-l aducem pe Mazilu aici. Felix aici, ok. Felix, unde vrei tu să joci, tată? Unde vrei tu joci? Nu prea știu ce să zic, e o echipă ciudată, adică, da, mereu echipele care au trei fundați sunt mai ciudățele, dar până la urmă știe jocul cum să-i învârtească pe ăștia. Până în alta trebuie să-i dăm lui Mazilu un nou development plan pentru că s-a descurcat foarte bine la viteze și vreau să continue ascensiunea sa pentru că are potențial să fie un jucător special și mi-am făcut shooting-ul, aproape l-am maxat, așa că să-i creștem la passing aici. Simulăm sezonul numărul 3 al lui Mazilu, primul său la Roma și vreau în Serie A, așa, la mișto. Așa băieți, am ajuns și la finalul celui de-al treilea sezon al lui Adrian Mazilu și suntem la Roma. Primul nostru sezon departe de viteze Arnhem, departe de Superliga României, departe de toată lumea. Și am pierdut finala Europa League în fața lui Tottenham Hotspur. Practic duelul românilor a fost în Europa League, era tare să vedem asta. Iar în campionat am fost departe de a câștiga titlul. Inter doboară toată competiția, 95 de puncte, noi doar 67. Da, un sezon nasol în campionat. E bine că am ajuns în finala Europa League. Am fost direct aici în competiția asta. Da. N-am fost deloc în Champions, am fost pe locul 1 în grupa noastră. Apoi am trecut de Dinamo Kiev, în sferturi de Frankfurt, în semifinale de Roma și în finală Tottenham Hotspur ne-a învins. Ce să-i faci? Aia este. Dar nu-mi vine să cred ce am văzut acolo așa. Nu-mi vine să cred. Plus 7 overall. N-am făcut nimic. Așa a crescut Mazilu. 20 de ani, 85 overall și cred că e prea mare. E prea mare pentru AS Roma. Efectiv, e prea mare pentru AS Roma. A fost o decizie bună să-l aducem aici din punct de vedere al creșterii sale fotbalistice, dar e prea mare pentru AS Roma. Goalgetter în primul sezon, 29 de goluri. Plecăm de la romantici. Trebuie să găsim o echipă mai bună pentru Mazilu. Și uitați ce oferte primește Mazilu, mă tată. Parisul vine direct cu 150 de milioane. La fel și Bayer Leverkusen, dar oare unde să mergem? Este destul de mare Mazilu pentru a juca la Paris Saint-Germain la doar 20 de ani. Următorul Mbappé. Hai să vedem ce are de oferit Paris Saint-Germain și dacă merită să mergem aici, să trecem de la finala Europa League la finala Champions League. Și în primul rând vreau să văd dacă să fie titular. Ok, nu o să fie titular că e Dembele, da. E prea devreme, e prea devreme. Și vedem Neymar aici, what the fuck. Ori s-a întors, ori n-a plecat niciodată. Da, una din două. Da, e prea devreme pentru Paris Saint-Germain. Dar Bayer Leverkusen mereu a fost o echipă care de fiecare dată când am mers la Bayer Leverkusen am câștigat ceva. Adică mereu ne-a dat ceva Bayer. Și vedem aici că l-au pe Vlahodimo și pe Livakovic. Iar în atac e Timo Werner, Luis Munteanu, ok. Deci am avea cu cine să vorbim pe românește. Fofana, ok. Serge Gnabry, dar suntem mai buni decât el. Mai e și Virs, bineînțeles. Dar parcă nu aș vrea să mă duc la Bayer Leverkusen. Poate că e o decizie greșită, dar nu mergem nici la Bayer Leverkusen, nici la Paris Saint-Germain. Hai să vedem ce mai urmează. Și urmează direct o Barcelona, bă băiatule, care e dispus să-l dea pe Ansu Fati plus 78 de milioane. Și-l avem pe Thiago Dantas de la Benfica, e clar, Benfica. Da, aici mergem. Cum o să mergem la Benfica? Direct reject. Hai să ne uităm la Barcelona. Iar Barcelona îl are în continuare pe Rafinha, dar nu are ce competiție să-i facă Rafinha lui Mazilu și în afară de Rafinha nu mai e nimeni aici, au portar, dar l-au pe Ter Stegen, au și apărare. Băi, Mazilule, welcome to Barcelona. Viva Barça, viva Catalonia! Uite că a ajuns Mazilu, mare rău de tot, îi calcă pe urmele lui Messi și ajunge la FC Barcelona, care are loc pentru Rafinha aici.
pentru Mazilu în locul lui Rafinha, care deja ajunge la 86. Băi, e Mazilu, n-ai ce să-i faci, n-ai ce să-i faci lui Mazilu în acest moment. Și vedem că mai e și Neves aici, ok. Kolo Muani în locul lui Lewandowski. În stânga va juca Fati. Am cerut bani, nu l-am mai cerut pe Fati acolo la AS Roma. Și la mijloc, cine oare o să joace? N-aș rămâne cu Gundogan, dar văd că nu avem altă opțiune, din păcate. Poate să jucăm cu doi atacanți, dar cred că fac asta mai degrabă. Cred că jucăm un 4-4-2. Hop, hop, 4-4-2 flat, where is it, man? Ok. Mazilu, right wing. Fati aici. Bam, Neves. Aici Leva sau Burha. Și aia e tot. Easy as you like. Bun, simulăm sezonul numărul 4 din cariera lui Mazilu. Evident să-i dau un development plan. Haideți că vă arăt și ce development, că poate sunteți curioși să știți cum ajunge Mazilu atât de bombă. Ei bine, o să-i dau, îi dau white playmaker să crească acolo passing. Îl facem nebun. Așa, băieți, sezonul numărul 4 deja din cariera lui Adi Mazilu și mi se pare foarte ciudat să zic că în 4 sezoane deja Mazilu e la Barcelona, dar asta nu contează. Și contează cum s-a descurcat, pentru că nu contează la ce echipă ești legitimat atâta timp dacă nu joci, mai ales dacă nu câștigi trofee, dar uite că Mazilu a făcut-o chiar din primul său sezon la Barcelona și practic a obținut primul său trofeu din carieră, titlul cu Barcelona. Supercupa a pierdut-o în finală cu Real, iar Copa de Spania a luat-o și pe asta în finală cu Sevilla, două trofee direct în primul sezon, bravo Mazilule. Champions League-ul, finala Liverpool-Inter, Barcelona a ieșit pe primul loc din grupa ei, în runda 16 a pierdut însă cu Bayern München direct după ieșirea din grupe. Păcat, dar până la urmă asta e, ce să mai faci, mai pierzi, mai alea. Au fost oare în finala Champions League? Nu, ok. Leverkusen a câștigat Champions League anul trecut, poate trebuia să mergem la ei, dar nu mai contează. Mazilule, vreau să văd 90 overall, să nebunesc. Bă, ești prost! Nu se poate, mă, așa ceva. 92 overall, 30 de goluri în primul său sezon la Barcelona, sigur. Sigur nominalizat la Balonul de Aur, dacă nu chiar poate să-l câștige. 30 de goluri, 14 asisturi. Mazilu e fenomenal. Ajunge la 99 overall în două sezoane, ești nebun, are doar 21 de ani. Sincer, nu știu, parcă nici la Barcelona nu l-aș mai ține, ținând cont de faptul că echipa arată ok, dar se poate mai bine de atât. Adică, plecăm și de la Barcelona. Și uite ce echipă operă. Să fie Mazilu trădătores, să semneze cu Real Madrid. E bine, prima oară trebuie să vedem. Trebuie să vedem neapărat ce echipă are Realul, pentru că dacă au într-adevăr echipa mai bună decât Barcelona, nu contează că Barcelona a luat titlul anul ăsta, pentru că titlul i s-a datorat în mare parte lui Adrian Mazilu. Așa că, ok, îl au pe Thibaut Courtois, îl au pe Alejandro Balde, care nu știu cum a ajuns la ei, probabil a fost o greșeală a mea sau nu, Vinicius Junior, ar fi un parteneriat letal acolo, Vini Junior cu Mazilu, atacantul e cam slăbuț, Jota nu prea e la nivel de Real Madrid, Arda Güler, ok. Decizii. În continuare Fede Valverde. Defensiva e bună. Dar nu o să-l fac trădător pe Mazilu. Nu o să plecăm deocamdată de la Barcelona la Real Madrid. Așa că dăm reject. Uite cine se întoarce pentru Mazilu. Paris Saint-Germain. Echipă pe care, sincer, n-aș mai refuza-o în aceste momente. Este totuși Parisul și Parisul nu bate de multe ori la ușă, știi cum e. Hai să vedem în continuare ce echipă are Paris Saint-Germain. Dacă îl văd pe Donnarumma, probabil că să merg la ei. Da, Donnarumma, Trent, Hatsa, Malo Gusto, Hato, Marquinhos, Milan Skriniar. Ok, Nicolo Barella, bun. Emil Højbjerg, Fabian Ruiz, Renato Sanchez, băi, mijlocul ăsta nu prea îmi dă foarte multă încredere. Iar în atac, Kylian Mbappé, e și Dembélé. Să mă duc, mă, la Paris Saint-Germain. Nu mă duc, mă, frate. Nu merge, mă, la Paris Saint-Germain. Nu merge.
Vreau să văd cum mai arată echipa Barcelonei, care a rămas doar în 22 de jucători. Ok, dar trebuie să plecăm de la Barcelona, dar nu știu încă la ce echipă să plecăm. Așa că mai așteptăm. Și Mazilu primește o ofertă de la Tottenham Hotspur. Și ne aflăm în ultima zi de transferuri. M-am uitat aici peste Spurs și trebuie să vă zic că au o echipă bunicică și chiar sunt tentat să accept oferta asta, ținând cont că nu mai avem foarte multe oferte care urmează. Vom mai simula câteva ore în deadline day și dacă mai primim ceva, vedem. Dacă nu, mergem la Spurs. Da, și din păcate nu a mai primit nimic, așa că Mazilu poate face cel mai mare downgrade din istorie. Pleacă de la Barcelona la Tottenham Hotspur, dar cine știe, poate va fi o mutare bună pentru Mazilu. Chiar sunt foarte curios, așa că sper să nu regret. Însă din păcate sau din fericire, cum vreți să o luați, mutarea lui Mazilu la Spurs nu s-a completat, pentru că Mazilu nu s-a înțeles la bani cu cei de la Tottenham. Așa că va rămâne în continuare aici la Barcelona. Și ca să vedeți și voi ce echipă am încropit, efectiv am încropit. L-am făcut pe Mazilu center forward în această echipă și da, este probabil cea mai ciudată echipă pe care am antrenat-o de până acum. Doar 22 de jucători. Haideți să vedem de ce va fi în stare în al 5-lea sezon al lui Mazilu. De asemenea, probabil îl avem și noi nominalizat la bonul de aur, așa că să verificăm și treaba asta. Așa băieți, am terminat de simulat și al 2-lea sezon al lui Mazilu la Barcelona și al 5-lea sezon în total din cariera sa. Haideți să vedem dacă a fost totuși nu o decizie, pentru că nu am ales să rămân aici. Eu voiam să plec altundeva, dar dacă am făcut bine să rămânem aici, ei bine, pot să zic că da. Totuși am luat din nou campionatul. Dacă ne duceam la Real Madrid, lucrul ăsta poate nu se întâmpla. Și tocmai mi-am dat seama că am trecut peste decenarea balonului de aur. Nu cred că l-am fi câștigat 100%, dar ar fi fost nominalizat Mazilu. În fine, Barcelona a câștigat doar campionatul, Supercupa a pierdut-o. Ia să vedem în Champions League până unde a ajuns. Tot pe primul loc în grupă, tot pierde în runda 16-a, tot cu Bayern München, da. Asta este, ce să și faci, frate. Mazilule, ce ai mai făcut, mă? Puștiu meu nebun. E bine, 94 overall. Colosal. Vreau 99, Mazilule. Vreau 99, bă, băiatule. 29 de goluri, 14 asisturi, cam slăbuți. Trebuia să dai mai multe, nu contează. Mergem la sezonul următor și vreau să plecăm de la Barcelona cât mai repede. Nu știu. Cine vrea să ne ia, să ne ia, dar să aibă echipă bună, asta contează. Iar Mazilu primește două oferte interesante. Una de la Juventus și una de la RB Leipzig. Hai să vedem cum arată echipele astea. La RB Leipzig îl avem pe Mamardjavili, portar, 86 overall, Luca Digne, ok, Fofana aici, Arnau Martinez, Pacho, Simakan, nu stă foarte bine, e Olmo, Raskin și Schlager, iar la atac, hai să vedem totuși ce echipă mai era, am uitat, Juventus. Hai să vedem și pe Juventus, că poate aici lucrurile stau mai roz decât la RB Leipzig, portar Casadei, la portar, nu, prea puțin în overall, indiferent ce echipă mai are, da, are portarul prea slab, n-ai ce să faci, da, deci nu acceptăm nicio ofertă. Și asta e interesantă, vă zic și de ce, pentru că Liverpool a câștigat Champions League-ul acum două sezoane, s-ar putea chiar și Champions League-ul trecut să-l fi câștigat, pentru că nu am mai urmărit treaba asta, pentru că Barcelona n-a trecut de runda 16-a. PSG probabil a câștigat sezonul trecut, dar haideți să vedem totuși ce echipă are Liverpool. Ar fi prima oară când merge Mazilu în Premier League în această simulare și de fapt prima oară în viața lui, pentru că Brighton l-a împrumutat direct. Și l-avem pe Alisson, care e bătrân, dar e bun. Luis Diaz, Marcinelli, ok, Martens, un atacant regen bun. Emre Can, Harvey Elliott, ok, Szoboszlai, Tchouameni și Vermeeren, care tocmai zvon acum, de fapt nu zvon, e transfer confirmat, băiatul ăsta merge la Atletico Madrid în viața reală. Robin Lenormand, Hincape, ok, da, merge la Liverpool, au o echipă foarte bună, Liverpool și Mazilu va merge acolo practic pentru prima oară în Premier League.
ce să-i facem? Hai să câștigăm Premier League și Balonul de Aur. Așadar, Adiță Mazilu ajunge la Liverpool, unde e Salah aici, pe care îl va înlocui. Rafinha, vedem că a ajuns la Liverpool. În fine, Martens, Martinelli, Tchouameni, bineînțeles, trebuie să fie titulares, la fel ca și Szoboszlai, pe care o să dăm un pic mai așa și îl facem CAM, hap, la fel și lui Elliot, schema din Berceni, RAM, nu contează, fundaș dreapta Mazrahi, fundaș central Lenormand cu Kinkape, în continuare Van Dijk la echipă și Paris ăsta în stânga, iar echipa arată bestiale, bă băieți, cred că câștigăm și Champions League-ul, că câștigăm tot, luăm și Balonul de Aur cu Mazilu în acest sezon, așa că pregătiți-vă. Iar cea mai mare nedreptate din istoria fotbalului se întâmplă fix acum, și anume Adrian Mazilu, unde naiba scrie, mă frate, nu este nominalizat la Balon de Aur, nominalizat sunt Erling Haaland, Rodrigo, Randal, Colomuani și Mbappé, băi! Unde este Mazilu? Înțeleg că a plecat de la Barcelona, dar nu s-a mai întâmplat asta de mult. EFC 24, firar mama ta de joc. Ha! Da. Terminat de simulat sezonul. Așa băieți, am terminat de simulat primul sezon al lui Mazilu la Liverpool. Nu am fost nominalizat la Balon de Aur, ați văzut și voi. Ce nedreptate, dar măcar am câștigat campionatul. E bine, am câștigat Conference League. E un nou trofeu, dar nu e campionatul în Premier League. Vreau să văd campionatul, te rog. Da. Mazilule, ăsta e doar meritul tău. Bravo, frate, 78 de puncte. A fost o alegere bună să venim la Liverpool. Cupa n-am câștigat-o. Carabao Cup poate. Nu, dar rămânem cu victoria aia în Conference. Finală Champions League reală Bayern. Mamă, ce departe a ajuns Barcelona. Poate dacă eram la ei câștigam Champions League-ul. Nu vreau să mă mai gândesc că mereu am remușcări când fac un transfer de ăsta și văd că echipa se descurcă bine fără noi. Mazilu, 27 de goluri, 8 asisturi, 95 overall, este probabil cel mai bun jucător din lume din punct de vedere al overall-ului și are nevoie de un Balon de Aur ca să confirme treaba asta și de un Champions League, așa că mergem spre sezonul numărul 7 și vedem ce vom face. Iar în sfârșit este nominalizat Adrian Mazilu la Balonul de Aur împreună cu Vini Junior, Alejandro Garnacho și Kylian Mbappé. Mazilule, am încredere în tine, mă, fă-mă mândru. Fă toată România mândră, ia balonul ăla de aur acasă. Și în acest moment, cred că vă puteți da seama ce se întâmplă. Avem animația, îl avem pe Adi Mazilu lângă Mbappé. Adrian Mazilu, Balonul de Aur 2029, cred. Bravo, Cantona, aplaudă. Asta trebuia să se întâmple și anul trecut, dar nu mai contează. L-ați furat, dar până la urmă, ce a lui, Balonul de Aur în costum ăla, cel mai fin, cel mai șmecheraș. Adrian Mazilu, aplaudă Mbappé, da, în viața reală nu o să pui tu mâna pe balonul ăsta. O să pună tot Mazilu, bă băiatule. Uite, ăla sunt eu, Cheliosul, Leo Grăzavu, bine bă băiatule, bravo Mazile, arată la toată lumea. Și ajunge la finalul sezonului numărul 8, cred, finală de FA Cup cu Manchester City, pe care o câștigăm, probabil am câștigat și campionatul, asta vreau să văd. Mai bine luam campionat, în fine, nu contează, un trofeu, dar pierdem campionatul în fața celor de la City. Community Shield îl câștigăm, deci sunt tot două trofee, adică am luat Emirates Cup-ul, Carabao l-a luat City și în Champions League Bayern cu Barcelona. Da, în fine, am trecut pe locul 2 de grupa noastră, mai apoi am bătut-o pe Atletico Madrid 4-1, în sferturi însă ne-a bătut Bayern. Da, ok. Poate că e momentul să plecăm de la Liverpool. Poate că e momentul să ne întoarcem la Barcelona. Poate. Pentru că momentul nostru la Liverpool se cam încheie aici. Mazilu, 22 de goluri, 17 asisturi, 96 overall. Hai, poate înapoi la Barcelona. Să vedem dacă ne vor înapoi. Interesant. Internaționale vine cu o ofertă pentru Mazilu. Internaționale Milan. 64 de milioane. Nu oferă niciun jucător la schimb. Nu înțeleg de ce oferă atât de puțin. Poate că n-au mai mult dată. Dar să vedem ce echipă are Inter. Și Inter are 1, 2, 3, 4, 5, 6 portari, dintre care unul e român, Liviu Român sau Roman.
Da. Hai să vedem ce mai are. Di Marco, Bastoni, Langley, Dumfries, aoleu, n-aveți fundaș, bă, mâncavaș. Era bună. Cerchi, Havertz, sau, mau. Ce cabau, bau, miau. Aveți prea mulți portari și în rest nu mai aveți nimic, da. Da, nu pot să mă la Inter. Din păcate, băieți, nicio echipă nu vrea să mai ofere pentru Mazilu, a rămas numai Inter, așa că aici la Liverpool avem buget 600 de milioane, este ultimul sezon pe care o să-l simulez, așa că o să fac niște transferuri la echipa asta ca să ne asigurăm un Champions League. Așa merită Mazilu de final de carieră. Și prin urmare l-am transferat pe Araujo de la Barcelona, în poartă Donnarumma și l-am mai luat pe Due ăsta ca să fie de rezervă la echipă. Simulăm ultimul sezon și probabil vreau să văd și un balon de aur. Și după cum vă ziceam din nou, Mazilu este nominalizat și vreau să-i aduc al doilea balon de aur, adică dacă vrea FIFA, că nu e după mine, dar sper să îl dea. Doamne, și din păcate... Haaland ia balonul de aur, da. Ce să-i faci, mă? Ăsta e FIFA. N-ai ce să-i faci, mă. Are 97, Mazilu. 97. Cum naiba nu ia balonul de aur? În fine, trebuie să luăm Champions League-ul. Iar în sfârșit, pentru prima oară în acest episod, avem finala Champions League pe 7 iunie 2031 împotriva celor de la RB Leipzig și mergem direct să simulăm această finală, bineînțeles cu Mazilu titular acolo. Mazile câștigă, tată, pentru toți românii care se uită la clipul ăsta, pentru toți fanii tăi, pentru toată lumea. Pixim. Ai dat gol, Mazile? Bravo. Finala Champions League câștigată din prima, ce-i drept, un pic la limit acolo, mi-a stat un pic inima, dar nu mai contează. Până la urmă, Liverpool a ieșit pe locul 2 din grupa ei și uite, aveam o fostă echipa AS Roma. În runda 16 am trecut de Atletico Madrid 4-2 la general, în sferturi am bătut pe Manchester City 4-0 la general, în semifinale pe Inter, what the fuck, ajuns Etafe în semifinale Champions League, dar uite, am bătut pe Inter, echipa la care puteam să mergem dacă era mai bună, bine că nu ne-am dus. Ce mă bucur, în sfârșit episodul pot spune că e complet. Poate să avem și Premier League-ul. Da, mă, da. Community Shield, nu. Emirates FK, poate. Carabao, poate. Da. Tripla de trofee, Premier League, Carabao, Champions League. E perfect, Mazile, vreau să văd că ai dat peste 30 de goluri în acest sezon și sunt cel mai fericit om de pe lumea asta. 34 de goluri, 97 overall, 13 asisturi. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pupat. Ciao.